Ok, vara lui 2022, ce facem, unde mergem, unde ne distrăm, cu cine petrecem, ce profituri avem și în ce ne mai riscăm banii. Deci dacă vrei să știi toate chestiile astea, ai ajuns pe clipul care trebuie, rămâi aproape. Dar nu înainte să ne și împrietenim cu un mare like și subscribe pe canal. Pentru că... Cam atât am avut de zis. Deci vrem să știm ce naiba se întâmplă în continuare. Urmează vara lui 2022. Suntem într-un dip masiv de ceva timp. Piața e în scădere, piața e pe roșu, toată lumea pierde bani. Poate unii din trader mai fac niște bani în momentul ăsta din cauza volatilității sau datorită. Dar noi aici nu suntem traderi. Noi aici suntem speculatori pe termen mediu și lung. Dacă nu suntem speculatori și suntem mai conservatori, investim în Bitcoin și ne luăm la revedere de la orice altceva. Ne vedem de jobul nostru la bancă care oricum va dispărea în următorii 10 ani și intrăm în Bitcoin. Intrăm în noua bancă digitală a viitorului, glumesc. În momentul ăsta totul este speculativ, inclusiv Bitcoin. Chiar dacă pe aici pe acolo s-a adoptat ca legal tender, nu prea funcționează pentru că este foarte volatil și nu poți să stochezi valoare, mai ales în momentul în care vrei să-ți dai Bitcoin-ul pe o cafea. Nu poți să faci chestia asta. Avem nevoie în continuare de poate stablecoin sau lei sau euro sau alte valute naționale. Asta este situația momentan, dar se pot face o grămadă de bani în spațiul ăsta. Iar eu am făcut un an de zile de când sunt în spațiu, deci am trecut de nivelul de rookie și chiar și așa, puțin mai bolovan, am reușit să fac bani. Așa că tu ce scuzai? Asta a fost încă o glumă, pentru că mi se pare că uneori nu se mai recunoaște sarcasmul ăsta și lumea chiar mă ia în serios. Totuși, până să intru în spațiul ăsta cripto să înțeleg despre ce dracu e vorba acolo, am făcut afaceri timp de 5 ani de zile și am înțeles câtuși de puțin cum funcționează sistemul financiar și cum funcționează o investiție cu risc într-o piață care vrea sau nu vrea la momentul respectiv să cumpere sau să vândă un bun sau un serviciu. A fost, de exemplu, a doua cafenea to go din Constanța atunci când era la modă și am ajuns cel mai răspândit lanț din Constanța. În momentul ăsta am dizolvat ușor-ușor brandul și am intrat în parteneriat cu alții mai mari. Am trecut printr-un bear market destul de masiv în Horeca care se numește pandemie și totuși am ieșit cu capul la suprafață lansând franciza Bubble Waffles pe care am mai promovat-o la voi aici. Și la fel, nu vă zic să vă duceți să mâncați atâta zahăr, dar vă zic clar că dacă vă e poftă de dulce, mâncând un Bubble Waffles de la noi îți taie pofta practic pentru o săptămână lejer. Și acum revenind la clipul nostru care nu este sponsorizat de nimeni, dar doar ce am promovat trei chestii, asta este, mergem pe chartul de la Bitcoin și ne uităm cum în vara lui 2021, adică acum un an de zile pentru că ne interesează, ne îndreptăm cam în aceeași direcție. Bitcoin a ajuns practic într-un dip masiv la $28,500 de la all-time high de $64,000, da? Și practic toată lumea aici, în zona asta, zicea, băi nu, de aici o să facem un bounce de la masiv înapoi la 70.000, 80.000, 100.000, 300.000, 1 milion. Bineînțeles că nu s-a întâmplat asta, a urmat o perioadă, un pic de scădere, dar de fapt mișcare laterală. Până să facă aici un spring și să o ia din nou la deal la un nou all-time high de 69.000. Și mișcarea asta laterală de aici a durat, bineînțeles, din mai până prin august aproape. De ce contează chestia asta? Pentru că din ce am văzut până acum pe piață și la fel, nu facem trading aici, dar este o urmă de adevăr lăsată pe charturile astea. Trebuie doar să fim atenți să ne uităm. De când a fost în noiembrie următorul all-time high, da, de la 69.000, piața a fost în scădere. După aia o mișcare laterală, iar a scăzut acum. Și de ce contează chestia asta? Păi o să mergem ușor în bull marketul din 2017. Și de fapt și ce a urmat după bull market. Deci a fost scăderea asta clasică pe care am mai vorbit-o, apoi o mișcare cât de cât laterală și după aia o capitulare la $3,000 de la all-time high 20.000. Și pentru că mișcarea asta laterală a fost destul de îndelungată și practic nimeni nu mai vrea aici să se bage, toată lumea vroia să iasă, minerii au început să vândă pentru că nu mai aveau bani să-și plătească curentul. La fel și aici, a fost o mișcare laterală de 4 luni de zile, deci din noiembrie 2018 până în martie 2019. Mișcare laterală, da? După ce am fost în scădere masiv. Ce a urmat după aceea a fost iar un bounce masiv de la $3,000 la $13,000. După aceea din nou, o scădere, după aia iar un pump, o capitulare masivă, da? Martie 2020. Pe aici pe undeva a fost halvingul de la Bitcoin și nu pot să stresez îndeajuns de mult să spun cât de mult contează halvingul ăsta și l-am vorbit în ultimele clipuri. Pentru că după halving, istoric vorbind, urmează chestia asta. Și atunci, pentru că scăderile astea au fost masive și Bitcoin practic nu-și mai revenea, într timp de un an jumate, ceva de genul, cum este o scădere masivă, urmează și o creștere la fel de masivă. Cum este o mișcare laterală, cam nimic nu se întâmplă. Nu vedem nici măcar volatilitate foarte mare. Deci, cu cât prețul încearcă să fie ținut din ce în ce mai jos și durează, nu știu, 6 luni, 12 luni, 18 luni, cu atât pump-ul la care urmează după aceea o să fie parabolic. Cu cât mișcarea este mai laterală și nu se întâmplă mai nimic, cu atât mai mult când ajungem la un impas, poate scădea sau crește, dar nu foarte, foarte masiv. La fel, de ce ne interesează chestia asta? Pentru că deja suntem în luna mai și a trecut de la all-time high-ul trecut din noiembrie, deci s-au dus undeva la 6-7 luni. Deci se duc 7 luni în momentul ăsta. 7 luni de scădere. Și practic ajungem în vară. Ce se va întâmpla în vară? Dacă cumva luna asta de iunie
la fel, ne duce spre o mișcare laterală în continuare. Trendul fiind în continuare descendent, adică suntem în scădere de piață, suntem în bear market. Dacă cumva în lunile astea, iunie, iulie sau chiar și august, avem un pump masiv, suntem 100% siguri că urmează și un dump masiv, pentru că nu este ceva normal. Dacă cumva în lunile iunie, iulie și august, avem o scădere și mai mare în continuare și am auzit toți traderii că putem să intrăm în zona de 20.000 pe Bitcoin. Doar că nu cred chestia asta. Doamne ajută să se întâmple. Ideea e că este un paradis practic în momentul ăsta să intri în Bitcoin la 20.000. Și dacă ar fi să scadă la 20-15.000 în momentul ăla, ar fi un pump masiv înapoi, instant probabil. Într-o zi, două, maxim o săptămână. Și mergem un pic pe TradingView să ne uităm, pentru că la fel, nu mai avem precedent în istorie în care Bitcoin a închis 8 săptămâni la rând pe roșu. Una, două, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3. Mă rog, ai înțeles ideea. Și când totul a fost în scădere de ceva timp și nu vrea să se oprească, nici măcar nu se oprește să meargă puțin lateral. Normal, în momentele astea, ne-ar trebui o mișcare un pic laterală, măcar o lună de zile. Iar după aceea se decide piața încotro o luăm, ori în sus, ori în jos. Pentru că am văzut că în 2021 în vară, majoritatea populației zicea, gata, facem un pump masiv pentru că a urmat dump-ul ăsta de nicăieri. Și nu s-a întâmplat așa, a durat vreo 3 luni până să-și revină un pic piața, după aia în septembrie a scăzut din nou și de-abia după aceea am avut pump-ul ăla masiv până la 69.000. Și bineînțeles, altcoinurile au făcut 5x, 10x, 20x. De exemplu, Elrond în vară a fost la $55 și all-time high-ul din iarnă a fost de $600. Și deci cam asta este chestia. Când avem o mișcare din asta laterală, boring, în care lumea se plictisește, nici nu vrea să cumpere, nici nu vrea să vândă. Ajungem într-un punct în care piața se va decide, bă, vindem că ne-am săturat sau cumpărăm că e o oportunitate foarte mare. Și atunci lumea se înghesuiește buluc să facă ordere. Și în secunda 2 se decide piața încotro o luăm. Dar dacă piața se decide să o luăm masiv la deal, trebuie să urmeze neapărat o corecție la fel de masivă, poate chiar mai rău. Dacă cumva luăm cealaltă direcție și mergem la vale, atunci în momentul ăla cei care stau ca sniperii să prindă Bitcoin la 20.000 o să sară cu cașcaval și asta o să împingă prețul din nou la deal. Și cum văd eu lucrurile în momentul ăsta? Păi le văd în ambele sensuri. Sunt pregătit pentru ambele variante. Pentru că eu nu caut să vând Bitcoin. Dacă am cumpărat Bitcoin, se duce pe Ledger. Ah, dacă vreau să cumpăr altcoin-uri, ok, acolo da. Dar chiar și așa, trebuie să ne luăm după ce face Bitcoin. De-aia nu ne uităm niciodată la ce fac celelalte. Pentru că e de ajuns să ne uităm pe chart-uri, da? Vedem ce face Bitcoin în momentul ăsta. Vedem chart-ul ăsta de 7 zile. Nici măcar nu trebuie să intrăm pe el. Putem să fim cei mai analfabeți cititori pe chart-uri care nu știu să facă nimic. Este de ajuns să vezi că mișcarea lui Bitcoin este aceeași ca la Ethereum. Dacă eliminăm stablecoin-urile, ca asta trebuie să aibă o mișcare laterală complet, că altfel nu sunt stablecoin-uri, vezi UST-ul de la Terra și la fel, una sau două sau trei dintr-o sută se vor mișca în anumite momente de timp, nu în tandem cu Bitcoin, dar sunt cazuri foarte, foarte rare. Dar dacă mergem mai jos, vedem chart-ul ăsta ca și cum ar fi copy-paste la toate celelalte. La fel, unul care este în altă direcție din X motive, dar celelalte se comportă cam la fel. Iet, copy-paste. Încă unul care e altfel și mă rog, ăsta putem să-l luăm ca altfel și să-l comparăm cu ăsta care e cam la fel. Dar în principiu nu este mare diferență de preț față de acum o săptămână la niciunul dintre ele. Deci, cu cât avem mai multe luni de corecție, da? Și acum suntem la a șasea lună, da? Din noiembrie de la all-time high pe Bitcoin. Avem 6 luni de scăderi și mișcări laterale. N-am mai avut creștere deloc. Dacă ne stabilizăm în momentul ăsta pe o mișcare laterală toată vara, ceea ce nu cred, e clar că se pregătește ceva pentru toamnă. Ori ne luăm adio de la toate investițiile noastre, ori mergem pe lună cu Elon Musk. Pardon, pe Marte. Ori avem acum o stabilizare în momentul ăsta și poate în luna iunie ne decidem dacă o luăm la deal sau la vale. Și apoi mergem din aproape în aproape în iulie și august. Dar în cazul scenariului ăsta în care mergem la vale pe vară, nu văd posibilitate ca din septembrie-octombrie, mă rog, perioada asta septembrie-decembrie să nu existe practic o creștere parabolică după aceea. Dacă cumva avem un pump pe vară, nu știu, de la 26.000 cât a fost Bitcoin pe la un 40, 45, 50.000, atunci clar trebuie să urmeze o corecție masivă în toamnă-iarnă. Nu știu care o să fie variantele, noi trebuie să fim pregătiți aici pentru toate. Pentru că acum în mișcare laterală, dacă ai cumpărat, există 3 variante. Numărul 1. Mergem în mișcare laterală în continuare și tu practic nu ți-ai pierdut valoarea estimată a monedelor tale. Numărul 2. Piața se decide că mai facem o corecție masivă. Și atunci dacă ai cumpărat Bitcoin cu $30.000 și ajunge la 20.000, ai pierdut 10.000. Sunt pierderi nerealizate. A, dacă ai vândut, ia-ți adio de la 10.000. De asta nu fac niciodată prostia să vând, mai ales pe termen scurt. Și varianta numărul 3, ai cumpărat Bitcoin la 30.000 și facem un pump la 45.000 lunile astea. Și să zicem că ai cumpărat un Bitcoin doar ca sistem de referință. L-ai luat la 30.000 și ai ajuns la 45.000. Cum aș face eu aici? Aș vinde surplusul ăla dacă aș fi trader pe termen scurt, ceea ce nu sunt. Aș rămâne cu $30.000, dar cu 0,67 Bitcoin. Din $15.000 aș lua 7.500 profitul meu ca să mă duc și în Maldive pentru că am muncit o grămadă, am dat 3 clicuri. Și cu ceilalți 7.500 aș pune order de vânzare în cazul
care Bitcoin ajunge pe la 25.000. Sau poate vrei să faci split, nu știu, îți scoți 5.000 și pleci nu în Maldive, pleci, nu știu, în Galați. Și 10.000 îi păstrezi pentru un ordin de vânzare cu Bitcoin la 23.000, la 20.000, la 28.000, habar n-am. Ideea e că îți recuperezi Bitcoin înapoi, în cazul în care scade, bineînțeles. Dar dacă avem pump-ul ăla masiv, eu nu văd cum ar putea să nu scadă. Deci sfatul ăsta este pentru nimeni, nici măcar eu nu fac asta, deci n-ar trebui să le iei în considerare. Însă, ce trebuie să luăm cu adevărat în considerare în momentul ăsta este Bitcoin halving în 2024. Putem să ne jucăm și să ne prostim cât vrem în vara asta, însă ăștia 2 ani de zile, din 2022 până în 2024, când urmează halvingul, ce ar trebui să facem acum ar fi doar să acumulăm. Să acumulăm câte puțin în fiecare lună, nu contează ce se întâmplă cu prețul. Ăsta se numește dollar cost average, este cea mai bună strategie de investiție. Pentru că, istoric vorbind, după fiecare halving de la Bitcoin, avem o creștere parabolică. Fie că cumperi acum Bitcoin la 20.000 sau la 30.000, dacă ne luăm după teoria ciclurilor, din 2024 când începe iar creșterea parabolică, ăia 20.000, 30.000 pot să valoreze 100.000, 150.000, 200.000, habar n-am cât. Deci focusul în momentul ăsta, care este și al meu, poate este și al tău, poate dai un like la clipul ăsta, poate dai și un subscribe, habar n-am, ar trebui să fie să faci bani. Că îi faci din trading-ul clasic, ce faci cu profiturile? Trebuie să-i bagi în ceva. Logic? Logic. Ce-ți cumperi? O excursie în Galați. Fie că pur și simplu ai un job obișnuit sau ai o afacere micuță sau ești freelancer și faci poze la produse sau faci campanii de marketing pentru 5to go, nu mă interesează. Ideea este să faci bani și surplusul de bani pe care nu-i folosești, da? De care supraviețuirea ta nu depinde. Pe ăia practic să-i bagi în timp de 2 ani până la următorul halving. În principiu recomand ca banii ăștia, surplusul, să-i bagi în Bitcoin. Este cea mai safe investiție. Și am vorbit de multe proiecte aici, dar întotdeauna am recomandat să nu investești în ce am investit eu, pentru că eu în spate mi-am făcut documentația și știu în ce-mi risc banii. Nu zic că nu ți-i risc și în Bitcoin, dar e mult mai safe. E aici de o grămadă de timp, celelalte au cam dispărut, multe din ele. Așa că nu știm la următorul bull market care o să rămână pe aici. Deci focusul este pe făcut bani, investit surplusul în cripto și aștepta să treacă halvingul din 2024. Și până atunci sper ca canalul ăsta să nu fie transformat într-un canal de review-uri pentru jucării pentru adulți. Și mai multe resurse de educație o să găsești în descriere. Noi ne vedem în clipul următor.